Primarul orașului Motru, Cosmin Morega, își dorește pentru cetățenii săi să nu se mai confrunte în viitor cu veșnica problema întreruperilor de căldură sau orice ține de gaze. Dacă de mai bine de un an jumătate, edilul încearcă să lanseze proiectul Alternativele de Agent Termic, anul acesta a trecut cu unanimitate de voturi în Consiliul Local. Mai exact, acest proiect include branșarea la o rețea de gaze proprie atât a școlilor cât și a instituțiilor de stat. Morega a ținut să sublinieze în cadrul emisiunii În Interes Public difuzată aseară pe Gorj TV că acest proiect nu vizează închiderea UATA, ci doar o nouă alternativă. Dacă din cazul unor defecțiuni tehnice UATA nu va putea funcționa, primarul își dorește ca măcar pentru instituțiile de stat și unitățile școlare să existe o alternativă de încălzire. Doamne ferește să oprească UATA mâine, că n-avem nicio variantă, oricât de mulți bani am avea. Aici e problema. Să dăm căldură la școli. La ora actuală, de UATA depind 4700 și ceva de apartamente, toate instituțiile de învățământ și nu sunt puține, da, toate grădinițele și școle, cu excepția unei școli și grădiniță catolică, școală nu se mai face în acea locație, avem centru de vaccinare, dar avem o grădiniță, în rest, și toate instituțiile statului. Și la spital depindem de UATA, dar au și cazan pe gaz. Și acest lucru ar fi trebuit demarat cu mult timp în urmă, zic eu, și acum poate spuneam că, dom'le, avem la ușa scării, sau eu știu, intrarea în școală, gazul. De aici urma proiectare, centrale, ce mod de centrală, înlocuire instalații unde este cazul, da? Asta nu însemna că închidem ceva. Și de asta am spus că n-au fost niciodată așa deschiși și s-au mulțumit cu ce au. Un alt plus al proiectului ar fi că oferă motrenilor alternativa de a porni, opri căldura ori de câte ori consideră că este necesar.